cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moral. Cafeaua de dimineață revine după o perioadă de pauză și încercăm, oameni buni, să fim cu subiecte la zi. Înainte de a prezenta invitatul, pentru că reîncepem cu invitații în emisiune, vreau să discut două subiecte foarte, foarte pe scurt, pentru că trebuie discutate. Scandalul de la liceul cu program sportiv din Piatra Neamț, unde o conducere foarte competentă a școlii a lăsat copiii fără căldură în sala de sport și fără alimentare cu gaz la cantină, ține încă, cum să spun așa, trează atenția opiniei publice. De ce? Pentru că, pe cât de competentă este conducerea liceului respectiv, care n-a catadixit să ia vreo măsură cât de cât pentru ca să... Mulțumesc, cineva mi-a adus iarul, dar l-a pus departe, ca nu cumva să fac și eu exerciții. N-a catadixit să facă ceva ca să rezolve situația. Deci pe cât de competent sunt cei din conducere, pe atât de competenți par să fie cei din inspectorat, care în momentul acesta trebuie să vadă ce s-a întâmplat acolo. Aseară târziu, reporterul Mesagerul pe domeniul acesta a primit un mesaj de la cea care conduce inspectoratul în aceste zile, o doamnă Barna de la Târgu Neamț, sosită probabil și ea pe linie de partid, nu știu, că nu mai contează, a primit un mesaj, ni se spusese zilele trecute că vom vedea ce vom face, că luăm rapid măsuri acolo. Și doamna Barna a spus că am informat și AUISZ despre situația de la LPS. Raportul de audit nu este gata. Mi s-a transmis că este un volum uriaș de documente de verificat din ultimii ani. Fără acest raport nu putem să afirmăm nimic. Lucrăm pe dovezi, nu pe speculații. Când va fi acest raport gata, se va analiza situația, spune doamna Barna Claudia, profesoară la Ion Creangă, Târgu Neamț, și a ajuns aterizat în postul de inspector general adjunct la Neamț. Ei bine, doamna Barna, stimați tovarăși și prieteni din inspectoratul școlar județean Neamț, nu v-a cerut nimeni să analizați volume de documente. Era suficient să vă uitați pe data la care a primit doamna director și cu contabilitatea de la liceu factura. Și vedeați, bă, de când e factura asta? E din iunie, e din iulie, o fi de anul trecut. Și după aceea s-o întrebați pe doamna directoare, simplu, doamnă, ați avut bani? Păi n-am avut. Luați un extras de cont din ziua aceea și vă uitați în conturi. După care puteați să faceți un volum uriaș de muncă, să vedeți de ce nu se țin ore la liceu, de ce, cum se țin ore la liceu, cine se face vinovat sau depromovat acolo, de ce este protejată doamna directoare în continuare și conducerea liceului. Astea sunt alte chestii, dar în rest, să vă fie rușinică. Puteți să o rezolvați într-o oră, cu tot cu cafeaua pe care v-au servit-o celor de la audit, cei din liceu. Asta este un subiect. Subiectul numărul 2, apropo de ce se întâmplă pe la noi, este că toți știm cum se circulă în orașul Piatra Neamț. Când mai bine rar, când mai prost des, când foarte prost, extrem de des. Circulația aceasta are o legătură directă cu un serviciu numit Serviciu Circulație Rutieră, pe care îl gestionează poliția în general, mai nou, ci că și poliția locală ar avea unele competențe, dacă se poate vorbi de competențe la acest nivel.
În weekend, ca să spunem așa, a fost o acțiune preventivă în trafic care s-a soldat cu victorie, 500 de amenzi și 40 de permise retrase în 3 zile. Asta este comunicatul pe care l-a dat competenta purtătoare de cuvânt sau cine o fi de la poliția județului Neamț. Ei, vă spun că în ultimele zile, băieții ăștia simpatici, bine pregătiți, care cunosc foarte bine legea când să dea amenzi de la circulație, s-au obișnuit să se așeze și să se ascundă în anumite locuri, acolo unde, după ce tu stai 20-30 de minute în traficul infernal din oraș, ieși pe centură ca să mergi. Și dacă ai depășit viteza cu 10-15 la oră în coloană, doamne, au și ei de consemnat. Și cu câtă bucurie consemnează toate aceste lucruri și amenziile și punctele pe care le dau oamenilor, este ceva de speriat. Probabil că e și o chestie care ține de psihologia învățată în școală. Că șoferul este dușmanul polițistului de la trafic. Și polițistul de la trafic trebuie să fie dușmanul șoferului. Dacă este așa, stimați tovară și prieteni de la Serviciu Circulație, vă anunțăm că noi șoferii suntem mulți. Și s-ar putea, în timp, să aveți niște surprize. Nu surprizele alea cu care sunteți deja categorisiți în timp. Că știți dumneavoastră, mici păci, că mici dosare, că alte chestii. Nu, altele. Adică șoferii să-și pună o aplicație, de exemplu, și să spună în orice moment unde este o mașină de la poliția rutieră, indiferent dacă este la o cafea, dacă este într-un peco unde se alimentează sau dacă stă la pândă. Păi băieți, ieșiți și faceți acțiuni preventive, nu acțiuni punitive. Dacă nu știți ce înseamnă acțiuni punitive, luați dicționarul. Acțiunile preventive înseamnă, de exemplu, acolo unde știți voi că se accelerează după ce înjuri în trafic, că nu găsești un polițist în zonele unde ar trebui să fie, că se gâtuie circulația. Deci acțiunea preventivă înseamnă să stai în trafic, să te plimbi, să te vadă lumea, că ești acolo și încet, încet faci educație. Nu să oprești, să te duci să spui, bă, ia să-ți văd eu trusa, bă. Ia să-ți văd eu trusa, ia să-ți văd eu portbagajul. Dacă ești curat la unghiuțe, dacă nu. Cam așa stau lucrurile. Ne oprim aici și discutăm cu invitatul de astăzi. Sper că nu s-a supărat pe mine că am scos aceste două subiecte la vedere. Domnul Șerban Strătilă. Bună ziua, bună dimineața, bine ați venit la cafea. Bună dimineața și bine v-am regăsit. Bună dimineața și, cum să spun, telespectatori, că nu mai... internet-o-spectatori. Internet-o-Facebook-o-spectatori. Online-spectatori. Online-spectatori. Domnul Șerban Strătilă este aici, eu am spus, în calitate de vicepreședinte al Camerei de Comerț și Industrie Neamț, dar domnia sa este și un antreprenor, un investitor local de succes. Și m-am gândit eu să discutăm astăzi, chiar pornind de la lucrurile pe care le-am amintit, dar nu să stăm bine, despre competență, predictibilitate în afaceri și despre cum se simte un investitor în aceste vremuri atât de stabile și de frumoase în România, când totul este predictibil, știi ce impozite plătești, știi cât vei plăti la energie, știi când pleci de acasă ca să ajungi până din punctul A în punctul B în oraș și ești sigur că nu vei întârzia niciodată. Nu e o imagine idilică? Nu e o imagine idilică, este o imagine a normalității. Aspectele semnalate de dumneavoastră în debutul acestei întâlniri
sigur, sunt reale și chiar vă felicit că le-ați abordat. Despre al doilea, mai că aș fi vrut să vorbesc și eu, într-adevăr, prevenție nu prea se mai face. Mentalitatea asta că organul e legea și legea e organul încă funcționează în România. Chiar am sesizat o aplicare mai apăsată a acestui principiu în ultimii ani. Din ce în ce, parcă revenim, deși e vorba de oameni tineri, școliți în altă epocă, sperăm noi, se pare că sunt mult mai atașați de năravurile de dinainte de 89, deși cu siguranță ei nu cunosc vremurile, adică n-au cum, mulți nu erau născuți pe vremea aceea. Sigur că nu este în regulă, prevenția nu e doar o vorbă în vânt. În continuare, deși nu se recunoaște, sunt planuri de sancționare. Nu mai există noțiunea avertismentului, nu mai există noțiunea, hai să spunem, nu comportamentului civilizat, că se comportă civilizat, dar se comportă și zâmbesc și dar în subsidiar se simte cu totul altceva. O superioritate extraordinară. Exact. Și o impunitate, nu, că tot ați vorbit de asta, o impunitate nemeritată din punctul meu de vedere. Dar asta, să știți, că nu e doar apanajul, în acest domeniu, nu e apanajul poliției la circulație, deși aici, la Piatra Neamț, într-adevăr, din punctul meu de vedere, poliția rutieră nu face nimic pentru a ușura viața cetățenilor din oraș. Absolut nimic. Este zero barat și mi-asum acest lucru. Chiar trebuie, vă dau o temă de gândire. Așa. Drumurile pe care se aplică aceste sancțiuni sunt redate circulației publice sau sunt încă sub regim de organizare de șantier? Este o problemă. Da. Este o problemă. După care ar mai fi o problemă. Dom'le, hai să ne implicăm ca organ care asigurăm pe drumurile publice circulația normală și să vedem, se poate circula normal pe drumul X? Nu. În plus, niciun pic de inițiativă. Eu circul în fiecare zi spre Izvoare, da? Tot o zonă în care au fost lucrări, încă mai sunt. Văd echipaje ale poliției la în jur de ora 8 la intersecția aceea de la regiment. Tot așa, filtre pe diferite teme, nu știu, că e alcool, că e documentele... La ora 8? În jur de ora 8, da, chiar mai devreme. Dar n-am văzut odată, o singură dată, un agent să iasă din intersecție, să dirigeze un pic, să fluidizeze traficul pe acolo. Niciodată, zero. Și poate ne aude, nu știu, comandantul poliției rutiere din Piatra, nu știu cine este, chiar nu... Nu, deci dânsul chiar este un om din garda veche și care... din câte știu eu, încearcă, dar v-am spus, cred că este o chestiune de educație din școală. Genul ăsta de superioritate totală, nu pot să uit când un agent de poliție așa, încerca să demonstreze că tu, cu o mașină mică, pe banda de interior, i-ai distrus roata unui tir care circula pe exterior și a trecut pe lângă tine. Și tu i-ai distrus roata cu aripa din spate. Adică și era, vorbea cu atâta superioritate și cu atâta dispreț, încât te lași pe gubaș, te duci, faci, nicio problemă. Problema este de atitudine. Și atunci când te oprește, să fie și el echipat și să își respecte propria lui funcție. Da, hai să trecem peste asta, că deja e plictisitor. Da. Domnul Strădina, sunteți vicepreședinte la Camera de Comerț. E clar că aveți multe informații care vin dinspre oamenii care sunt membri în această structură despre modul în care văd ei acum lucrurile. Să o spunem pe aia dreaptă, nimeni nu știe exact ce va face mâine, cu excepția firmelor foarte, foarte mari care își permit, au niște rezerve. Cum puteți, haideți să trecem de la Camera și la afacerea noastră, cum puteți să managerizați o afacere când nu știți
De exemplu, ce se va întâmpla cu prețurile la energie, la importuri, cât vor fi prețurile, de unde veți importa, dacă veți importa? Nici firmele mari nu sunt într-o situație de, știu, de a ști sau de a putea face niște prognoze foarte aproape de realitate. Într-adevăr, trăim în niște vremuri în care impredictibilitatea este cuvântul de ordine. Sigur, este și contextul internațional, regional, nu știu cum vrem să-i spunem, dar eu cred că în bună parte ne-am făcut viața grea singuri, noi cei din România. Nu ne-au făcut-o nici... Cum? Păi, hai să o luăm așa. Instabilitatea legislativă e deja, cum să spun eu, e un lucru comun în România de foarte mulți, foarte mulți ani. Nu se mai respectă acele principii cu modificarea la codul fiscal să fie, nu știu, 6 luni, un an înainte, nici vorbă. De dezbateri, cred că știți și dumneavoastră că nu există. Există cineva care prezintă un proiect și alții care, chiar dacă mai comentează ceva, nu se întâmplă nimic. În schimb, se iau anumite, întotdeauna mai apar niște portițe. Dacă o să avem timp, o să vă dau și niște exemple. Cum e? Portița aia prin care câinele mixe strecoare, nu? Dacă nu poate sări gardul, trece prin portiță. Nu spun că nu sunt intenții bune. Am participat chiar la o întâlnire cu președintele ANAF, domnul Heiuș, mai zilele trecute. A fost o întâlnire la care au participat câteva sute de oameni de afaceri din județ. De fapt, au fost două întâlniri, una la Roman și una la Piatra Neamț. Și cel puțin din cele discutate acolo, mi-am dat seama că domnul președinte e un om apropiat de problemele mediului de afaceri, a și lucrat în industrie, cunoaște problemele cu care ne confruntăm și încearcă să modernizeze instituția pe mai multe căi, mă rog, informatizare și așa mai departe. Însă de la a dori și a se realiza ceva în timp rezonabil, sigur, este o distanță mare și aici vorbim și de ceea ce spuneați dumneavoastră mai devreme, de modul în care tot aparatul acesta, nu oamenii individuali, că oamenii individuali sunt în regulă de cele mai multe ori, dar cum aparatul în sine înțelege să se poziționeze față de mediul de afaceri, care trebuie să fie un... chiar un partener, pentru că ăsta este rolul. Eu zic că ar trebui să fie mai mult decât un partener, domnul Sătil. Ar trebui să fie chiar un partener privilegiat, pentru că el este cel care produce bani. Deci, așa adică, este. Nu un partener privilegiat din punctul ăsta de vedere. Hai să-i reducem timpul acolo unde e foarte multă birocrație, să-l ajutăm să poată depune mai ușor lucrurile. Acolo este problema. Numai că, vedeți, eu nu cred că această informatizare, o să sară IT-știi, probabil că spun lucrul ăsta, dar îl spun și am să-l repet până când voi vedea că lucrurile se schimbă. Eu nu cred că această informatizare este un panaceu. În niciun caz. N-am văzut, eu până acum, cel puțin din ce am întâlnit eu, nu am văzut sistem informatic public care să funcționeze corespunzător și să reprezinte într-adevăr un ajutor pentru beneficiari, decât poate sunt niște chestii punctuale care într-adevăr funcționează. Nu știu, de exemplu, să scoți un certificat de carte funciară sau un certificat constatator la Registrul Comerțului, ăla să zică, dar și acolo sunt mulți pași. Toate aceste interfețe publice sunt extrem de neprietenoase cu utilizatorul. Și, din păcate, acest lucru se menține, adică nu numai la programele acestea mai vechi. Nu se zice, domnule, erau pe tehnologie mai vechi, erau cu niște condiționalități de la vremea respectivă, dar și aplicațiile mai noi, din punctul meu de vedere, funcționează defectuos. Și aici sunt două motive. Odată,
ce li se cere informaticienilor să facă. Da? Pentru că avem o legislație sau niște norme de start foarte, foarte complicate și foarte interpretabile, și a doua, ce înțeleg ei să facă. Așa mai fi o problemă, limbajul folosit, care este absolut înfiorător. Și mai este o problemă care eu o să o spun, eu nu vă las pe dumneavoastră să o spuneți. De exemplu, avem tot felul de aplicații pentru celebrele proiecte în care primul venit este primul servit. Aia nu mai zic. Și acolo e foarte greu ca programator să lași o portiță ca să intre pilele. Deci este foarte greu, pentru că altfel nu se explică cum în 5 minute se blochează tot. Tu stai cu toate lucrurile pregătite, ridicate și zis că dai drumul pe Enter să le pui și timpul normal de aplicație este de vreo 7-8 minute ca să ridici totul în funcție de documentație și vezi că unul în secunda 6 cu dita mai proiectul este pe aplicație. Și atunci nu poți să spui că ăla a avut noroc, poți să spui că a avut o portiță prin care a putut încărca mai repede. Și astea nu le poți face fără ajutorul neprecupețit al celui care face portalul. Au fost astfel de situații, le cunoașteți și dumneavoastră. Cred că chiar niște sesiuni de proiecte, de depunere de proiecte au fost blocate ani de zile din cauza 3-4 acestor ori aspecte. Sau, cred că celebrul 411, dacă exact, nu exact. Care nici acum, nu știu dacă s-a dat drumul la el sau abia acum luna aceasta. Răspunsul care a fost, sigur, s-au sesizat diriguitorii domeniului, să spunem, s-a revenit la această formulă de depunere, primul venit, primul servit, iar multe aplicații au fost date în sarcina STS. Acum, peste tot unde vedem, aplicație gestionată de STS, făcută, dreasă și așa mai departe. Eu cred că rolul STS-ului este altul decât să gestioneze și să facă probabil că în disperare de cauză. Probabil că în disperare de cauză. Nu spun că acolo nu sunt oameni competenți, dar, repet, ei nu sunt familiarizați cu... nu înțeleg foarte bine care e scopul, de fapt, așa cred eu. Sau nu se explică cum trebuie și atunci e o gândire, mi se pare mie un pic, nu vreau să spun altfel, dar e o gândire un pic rigidă și neconformă cu scopul final al acestor aplicații, care este să ajuți beneficiarul să le folosească ușor, iar rezultatul să fie cel așteptat, adică un grad de absorpție mare la proiecte, un timp câștigat al celui care încearcă să lucreze cu aceste aplicații și așa mai departe. Nu mai vorbim de aspectele tehnice. Eu nu cred că totuși interacțiunea umană este necesară. Nu putem să vorbim doar cu un robot. Un robot de la telefon, știți cum? Așa. Aia e numită mai nouă, am auzit, se cheamă inteligență artificială. Păi dacă ai inteligență artificială, mai bine mă lipsesc de așa ceva. E inteligența adaptată, e artificială adaptată la societatea în care... Păi tocmai că nu e adaptată, pentru că o asemenea inteligență artificială, între ghilimele, ar putea funcționa într-o țară în care toate regulile sunt foarte clare, nu se schimbă foarte des, reglementările nu sunt foarte interpretabile și așa mai departe. Și atunci cel care înregistrează vocea robotului, nu? Că acolo sunt niște răspunsuri prestabilite, de fapt, nicio inteligență. Atunci cel care face textele respective poate anticipa situațiile care pot să apară, nu? Și atunci n-ar fi o schemă logică dacă apeși pe butonul 1, îi dai răspunsul 1. N-ar fi, ca să folosesc un termen așa, mișto, să avem inteligența artificială de genul ăsta, de exemplu, în câteva instituții. Mă gândesc cu drag la Guvernul României. Da. Și tu să suni la Guvernul României să răspunzi: bună ziua, sunt primul ministru.
Dacă doriți informații despre legile energiei, apăsați pe 0,5. Pe butonul V. Nu, pe 0, butonul 0,5. Dacă nu găsiți butonul 0,5, vă rugăm să formați din nou la Guvernul României secțiunea informatizare, adică... Dar avem un fel de astfel de aplicație, în sensul că de foarte multe ori când se cer lămuriri, inclusiv de la helpdesk-uri, nu așa se cheamă mai în limbaj englezit, helpdesk-uri, primești de fapt un citat din legislație sau primești un răspuns demn de regele Solomon, în care, cum să spun, sau de oracolul de la Delphi, în care înțelegi ce vrei. Uite, un domn ne scrie, că domnul Vasile Stejărel, o aplicație de primărie sau orice instituție necesită mult timp de dezvoltare. Dar întrebarea este, de ce colaborează cu o firmă de realizare aplicație sau pagină vechi, dacă intri pe pagina lor, deci nu pe aplicația care e pe pagina lor, da? Vezi că e neactualizată de ani de zile sau neadusă la zi. Și are dreptate. Are dreptate omul. Da, da, așa este. Așa este. Bine, asta este alt aspect. Asta, cine face aceste aplicații, cine le întreține după aceea, cine le actualizează, sunt multe de discutat. Deci, revenind, eu cred că România n-a trebuit să excludem cu totul interacțiunea umană. Dimpotrivă, este nevoie de așa ceva, mai ales că avem un sistem legislativ al reglementărilor așa foarte dinamic, ca să nu spun altfel, să nu spun haotic, să zic doar foarte dinamic. Și atunci e de dorit să vorbești cu o persoană, mai ales că ea cunoaște, dacă e din sistem, cunoaște și defecțiunile și punctele slabe. Vă mai dau un singur exemplu pe tema asta, faimosul sistem informatic de la recensământ. Așa. Unde am aflat că avem tot felul de etnii, tot felul de limbi, țin minte că ne-am limbi carașoveană, limba nu știu care, Dumnezeu, da, deci era ceva, deci noaptea minții este puțin spus. Dar era o aplicație de succes. Păi nu a fost chiar de succes, că și acolo a fost cu probleme. Da. Mergea prin tot felul de validări, erau conexiuni între diferite baze de date care la un moment dat se pare că nu comunicau între ele și de aceea apăreau tot felul de erori de validare și așa mai departe. Deci nu, v-am spus, sunt pentru informatizare, sunt pentru digitalizare sau digitizare, nu știu care e termenul corect. Nu mai contează. Dar haideți să încercăm să fim mai adaptați realităților din România. Eu sunt de acord cu dumneavoastră și acum eu mai fac o glumă și completez. Eu sunt pentru interacțiunea umană, pentru că într-o societate cum este asta de acum, ai ocazia, dacă te duci în instituții publice, să interacționezi nu cu o persoană, ci cu familii. Adică te duci în Consiliul Județean, găsești mama într-un post, tata într-un post, fiul într-un post, fina într-un post, nora într-un post, mătușa în alt post. Și atunci deja se creează un cadru mai apropiat. Poți să cunoști familii, poți să interacționezi și așa. Că dacă ai norocul să intri și tu în familia respectivă, îți deschizi noi perspective bugetare. Este și mai frumos. Adică, știți cum e? Tocmai citeam aseară că Guvernul României a mai aprobat 1194 de locuri pentru bugetari, în condițiile în care știm cu toții că țara duce lipsă de competențe în domeniul ăsta și nici nu mai pot să vorbesc serios. Da, bine, situația pe care ați descris-o e cunoscută. La fel, cred că e un fenomen care s-a accentuat în ultimii 15 ani, să zicem. Nu este deloc în regulă. La asta au contribuit politicienii, în primul rând. Și probabil că și eu, în activitatea mea, când am fost în politică, am fost un pic responsabil din punctul ăsta de vedere, nu știu, probabil.
Dar eu personal n-am încurajat niciodată nepotismul ăsta în instituțiile publice. Ceva însă trebuie făcut. Ați dat un exemplu, bănuiesc, de pe plan local, dar am citit în presă acum ceva, nu de mult, că la Universitatea de Medicină din Craiova sunt vreo 22 de persoane încuscrite, înrudite, încumătrite, încât și acolo se poate vorbi de un adevărat clan. Sigur, poate că sunt toți foarte competenți și merită locul de acolo, dar e un lucru care ne va costa, ne costă deja și ne va costa foarte mult în anii ce vin. Sunt mai multe filiere de a accede în sistemul public, dumneavoastră le cunoașteți poate chiar mai bine decât subsemnatul. Da. E bine, cum să spun, oamenii se pun la adăpost în vremurile acestea. Nesigure, să spunem. Tulburi. Da. Apropo de vremuri nesigure, dumneavoastră pentru la anul pe societate, cum v-ați gândit bugetul? Vă dau un exemplu simplu. Cred că situația mea nu este singulară, sunt foarte sigur de lucrul ăsta. Apropo de predictibilitate. Am pornit cu un preț al energiei electrice anul trecut, deci contract încheiat în noiembrie anul trecut, de 750 de lei pe megawatt. Am ajuns la 4.400 de lei pe megawatt de la 1 octombrie. Deci, ca să spunem așa... De șase ori. În condițiile în care nu s-a întâmplat vreo explozie nucleară, nu s-a redus producția României de șase ori. De fapt, nu s-a redus deloc. Așa. Sau foarte puțin. Iar acum două zile m-a anunțat furnizorul de electricitate, o companie foarte serioasă de proveniență germană, că nu mai prelungește contractul de la 14 decembrie și să mă duc pe piața liberă să-mi caut pe altcineva. Adică cum? Adică așa. Sunt condiții de piață dificile, n-au putut să-și asigure necesarul și se duce și caută-ți... Ați avut contract la termen. Dar nu încheiau decât la termen. A, deci nu putea să alegeți... Deci nu încheiau decât pe maxim un an de zile, pe maxim un an de zile, ba sunt alți furnizori care încălcând legea făceau contracte și încă fac pe 3 luni. Deci tu de fiecare dată trebuie să te duci să reînnoiești sau să... Nu, dar prețul era variabil în interiorul acestui contract. Deci contractul era pe un an, dar prețul putea modifica oricând cum doreau. Dar au zis, domnule, nu, ăsta nu e un client bun pentru noi. Nu contează că el e un client care plătește, că e un client care... Consumă, totuși. Consumă, nu consum foarte mult pentru... Na, nu sunt un consumator mare la nivel industrial. Un consumator mediu. Un client de consum destul de, să zic, consumul e constant, consumul lunar. Nu interesează lucrul acesta, pur și simplu sunt condiții grele, nu mai avem... Și ce puteți face? Mergeți pe piața liberă? Pe piața liberă sunt de 15 ani. Înainte am avut un furnizor care a intrat în insolvență din niște motive obscure. Da? De-aia mi-am schimbat furnizorul. Am încercat la alți furnizori. Unul mi-a spus că n-are apă și secetă și nu poate furniza energie. Altul... Nici nu mai știu nu ce bate mi-a vântul, răspuns. Nu bate vântul ca să-i... Da, am încercat și pe partea de gaze naturale, să nu credeți că eu încerc. Și acolo, deși există oferte publicate pe internet, pe site-ul ANRE-ului, când ceri concret de la furnizor, spune, da, știi, dar nu prea avem, dar nu prea, nu știu, hai să mai analizăm, să mai vedem. De fapt, am creat niște forme fără fond, care nu te apără absolut deloc în fața comportamentului abuziv al furnizorilor. Sigur, sunt și explicații, și ei au dreptate parțială, acest haos pe piața energiei. Se pare că energia a fost vândută
anticipat, dacă se poate spune așa, unor băieți, noilor băieți deștepți. Furnizorii, distribuitorii nu mai au de la cine să cumpere, decât probabil la niște prețuri de... li se ridică și lor părul în cap și atunci asta e lumea în care trăim. Dacă se dorește să se mai facă mică industrie în România, statul va trebui să intervină, dar nu prin plafonarea de acum, ci prin cu totul alte măsuri. Am văzut că s-a pregătit ceva de la 1 ianuarie, însă, precum Toma necredinciosul, spun și eu, până nu văd, nu cred. Sigur, măsurile care se pot lua, eu deja am încheiat contract cu o firmă care montează panouri solare, să încerc să-mi acopăr o parte din necesar, numai că asta nu este o soluție. Ai energie cât ai soare. Sunt și acolo diferite condiționalități. Soluțiile astea eco nu sunt ieftine. Au fost niște programe de finanțare, dar foarte greu de accesat. Nu mai intrăm în detalii acum. Așa. Încă nu se înțelege dezastrul care ne pândește dacă nu punem ordine în sistemul energetic și în piața de energie din România. Uite, ieri, astăzi suntem în 10 ieri, pe un site economica.net a apărut o informație cum că se pregătește o inițiativă guvernamentală care să impună tuturor producătorilor să vândă energia doar către operatorul pieței de energie electrică, Opcom, da? La 450 de lei megawattul, cred, sper să nu greșesc. Iar acesta apoi s-o revândă la același preț furnizorilor, distribuitorilor și Transelectrica, proporțional cu prognoza de consum a fiecăruia. Și cel care a scris, probabil cu un om care se pricepe, eu nu mă... O descris mecanismul aici, nu avem timp să-l descriem, și își pune o singură întrebare la final. Zice, domne, zice, tot vorbim despre regenerabile, despre nu știu ce, păi ci că la această soluție, primii care sunt loviți sunt regenerabili. De ce? Obligația de a vinde energia se va aplica și producătorilor din surse regenerabile, dar aici apare o problemă imensă. Dar fiind caracterul de intermitență acestui tip de energie, cum să faci un producător de eoliană, cum să fac o prognoză de producție pe un an, pe care să o anunțe și să o respecte, în condițiile în care s-ar putea să fie un an mai noros, mai friguros. Și atunci aici că trebuie să cumpere energie ca să se încadreze în prognoza pe care a anunțat-o, pe care poate să o cumpere cine știe de unde și la ce preț. Bine, nu-i chiar așa. Bine, ar mai avea niște soluții să vorbească cu Eol și cu Helios. A, bine. Să-i întrebe ce au de gând să facă în anul următor, nu? Cu zeii vântului și ai soarelui. Bine, noi trebuie să coborâm cu picioarele pe pământ de la această retorică, cum că, vezi, Doamne, energia regenerabilă este soluția pentru, nu, viitorul sustenabil. Oameni buni, nu este. Nu poate fi doar energia aceasta solară și eoliană, pentru că, exact așa cum spuneați, am energie solară cât e soare, am energie eoliană cât bate vântul. Echilibrarea sistemului energetic se face pe centralele pe gaz sau pe cărbune, ca să fie clar, dacă vrem să facem lucrul ăsta. Ne scrie cineva, Opcom, operatorul comercial din cadrul Transelectrica, e o bursă, nu un angrosist, o bursă de energie electrică, nu un angrosist. Și atunci e cam greu să facă treaba asta, dar dacă ori transforma și bursele în angrosiști, că ne putem aștepta orice momentul ăsta în România. Sigur, mai e ceva. Noi, nu știu, am preluat un model de ăsta extrem liberal. Liber schimbist. Da. Cum că energia care exista o piață de liberă de energie. Nu există așa ceva. Când ai, nu știu, 3-4 producători importanți, poți spune că ai o piață... eu știu, liber, nu e ca la piața de lângă noi de aici, unde care sunt este 10, liberă. Și aici e prea liberă. Aici e liberă. Unde sunt, nu știu, 10 producători diferiți de cartofi. Și aici se face un mini cartel, nu? Dacă
Ne uităm la prețul. Există, aici există din vremuri imemoriale da. Un cartel. Da. Mă mir că nu s-a pus pe fiecare talabă câte un panou solar care se asigură energia la tarabă. Dar aici, în domeniul energiei, trebuie reglementat altfel. Spuneați acum că tot se vândă cu 450, ok, dar ce se mai vândă? Că ei au vândut deja anticipat, nu pe nu știu cât înainte, a trebuit să vină cineva să anuleze toate contractele cu băieții deștepți, modelul hidroelectrică, când intrase în insolvență. Acolo, de fapt, a fost cealaltă extremă a liberalizării pieței de energie. A fost căpușarea, nu? Aici avem căpușarea asta a fost pusă în spinarea consumatorului, dar cu complicitatea, așa, între ghilimele, statului, care, pentru că nu a luat măsuri la timp pentru reglementarea corectă a pieții, acum este nevoit să plătească acele subvenții imense. Pe care nu le plătește de multe ori. Nu le plătește pentru că nu are bani. Nu are bani. Și atunci cel care se ocupă de distribuție intră într-o vrie. Ajunge situația de a-mi spune, a spune da. Clientului, nu mai am pare energie. Rău, n-am de unde. Da. Cum alege clienții care le spune lucrul ăsta, iarăși este un mister la care ar trebui să răspundă autoritățile. Care sunt criteriile pentru a-i furniza unuia și altuia? Nu. Pentru a-i da unuia un preț, altuia alt preț? Nu știm care Eu sunt aceste criterii. Eu aștept cu nerăbdare lansarea unui program. Am și propus să se facă programul ăsta. Am avut prima mașină, prima casă și acum să se lanseze programul primul generator de electricitate la case și primul generator de electricitate adaptat la apartament. Adică să-l pună în afară, precum erau chestiile alea de la aer condiționat. Știți? Și există programul ăsta cu panouri. Nu, eu vreau un generator aici. De generator. Adică veți avea și pe ăla, nu e nicio problemă. Păi este un generator solar. Și cred că o afacere de mare succes în Neamț, cel puțin, ar putea fi cea care a pornit, a avut o tentativă în Caracal. Deci firmă care închiriază lemne de foc. Deci asta ar fi un lucru bun, închiriezi lemnul de foc, omul și-l pune în curte, să uită la el și zice, băi, fii atent cât lemn am, mă încălzesc numai uitându-mă la el. Pe care îl dă înapoi, plătește omului chiria și tot așa. Revenind la programe, cred că acest program de panouri solare, fotovoltaice, cât pentru apă caldă, cât fotovoltaice, este foarte bun. Ar mai putea fi perfecționat. Și nu înțeleg de ce, de exemplu, Fondul de Mediu nu finanțează doar acest tip de programe. În loc să finanțeze rabla pentru electrocasnice, rabla pentru nu mai știu ce era, pentru mai chiar rabla pentru autoturism, ar trebui să fie finanțate numai cele electrice sau cele hibrid. Hibrid. Nu pentru mașini, dacă vrem să fim ne ducem în zona aia. Nu, dacă și, ne ducem în zona bun, aia. Și după aceea poate există vreunul care statistic se uită, bă, câte mașini sunt în județul Neamț, în Piatra Neamț, în Dumbrava, așa, bă, avem unde să le încărcăm? Aia e stat... Păi nu, că dacă suntem un stat care gândește cu inteligență artificială, acolo când apeși, spui, unde îmi pot alimenta? Bună ziua, sunt prim-ministrul României, la Piatra Neamț aveți 7 puncte de încărcare, în acest moment vă puteți alimenta... Sunt chiar mai multe. Puteți alimenta peste 3 zile. Deci, adică... Da, bine. Sunt soluții de alimentare la unele din aceste mașini și de la priza de acasă. Adică... Da, dar cu condiția să ai un operator care să-ți livreze consum, curent? Păi, teoretic acasă ai, acum... Deci, teoretic, știți cum e teoria ca teoria, dar practica ne omoară. Știți cum e? Cine are bani să-și cumpere o mașină electrică sau... Ați ajuns la punctul... Are cu siguranță și alimentare... cu energie asigurată. Ați ajuns la punctul care trebuie. Cine are bani să-și cumpere exact. Mașină electrică? Exact. Nu este pentru o mașină electrică în momentul de față, cu tot cu subvenție, totuși nu este, cu câteva excepții, mă rog, nu este o mașină chiar accesibilă pentru cei cu venituri mai, să zicem, nu atât de mari. Asta este adevărul.
Revenind, ați încheiat contract pentru energie cu cineva, până la ați reușit? Nu. Abia am fost notificat. Am timp până pe 14 decembrie, dar văzând reacțiile pe care le-am, am renunțat să mai închei. Voi merge în sistemul de furnizori de ultimă instanță și apoi mă spune și eu deci, ce vrea cel de sus. Furnizori de ultimă instanță înseamnă că? Înseamnă că cei care se află în situația mea, dar și în alte situații descrise de lege, se duc undeva, adică vor fi preluați de cineva din furnizori care sunt desemnați, furnizori de ultimă instanță, care sunt obligați cumva să asigure, culme că cel care mi-a refuzat încheierea contractului e furnizor de ultimă instanță. Nu se poate așa ceva. Da, ba da, se poate. Da. Bun, și acolo când te duci ca furnizor de ultimă instanță, prețul? Păi nu știu cât va fi prețul. Acolo cine stabilește prețul? Furnizorul. Tot el. Dar pe așa ești cine stabilea. Tot el. Și uite așa ne întoarcem la celebra întrebare. Cine a fost prim, ouul sau găina? Furnizorul? Nu, primul e băiatul deștept, se pare. Corect. Primul e băiatul deștept. Primul este cel care creează cadrul pentru băiatul deștept. Primul cel care creează cadrul pentru băiatul deștept. Al doilea băiatul deștept. Al treilea este producătorul. Și acolo mă tem că statul n-a făcut tot ce putea, pentru că producătorii mari sunt în principal cu capital de stat. Aș fi foarte curios să văd care a fost poziția celor din Consiliul de Administrație reprezentând statul la contractele care au fost încheiate pe astfel de termene. Și nu-i greu de văzut cam cine sunt privilegiații pieței dacă ne uităm pe, eu știu, pe evoluția în ultimii ani, cine au fost furnizorii pe piața de energie până, nu știu, acum 2 ani, 3 ani și cine este acum. Să ne uităm la cifrele lor de afaceri, la profitul și așa mai departe. Și atunci unele lucruri se vor explica, altele mai puțin. Deci eu am o explicație apropo de stat, de companiile de stat și asta. Citez din clasici, adică citez din domnul Helvig, șeful SRI, care spune, care a spus de la înalta tribună a Universității Babeș-Bolyai o chestie, sper să citez cât de cât aproximativ acolo exact, în companiile de stat, la producători privați, există oameni care au lucrat în serviciu și care influențează bunul mers al acestor companii, lucru care este cunoscut și că multe din problemele de acolo ar proveni de aici. Opresc citatul și nu fac niciun fel de comentariu, încerc doar să mă gândesc dacă domnul Helvig, probabil că fiind pe funcție, știe exact ce spune. Și atunci, de la discursul lui și până acum, am asistat la un val de decapitări în toate aceste companii și toate cele personaje spuse negative au dispărut. Dar probabil că lucrurile astea se fac mai încet, mai ferit de ochii lumii, că altfel am fi știut. Cu siguranță fenomenul descris de domnul Helvig este real. Dar personajele despre care vorbea domnia sa probabil că nu sunt doar în structurile companiilor respective, ci și undeva pe lanțul ulterior, nu sunt și pe verigile următoare. Și aici e greu. E greu de acționat și nu cred că o poate face doar nu pot face, niciun caz nu pot face serviciile de informații care cel mult ar putea să sesizeze acest fenomen și să-i determine, nu știu, să-i convingă pe cei care au puterea de decizii să ia deciziile care trebuie. Dar, până la urmă, cred că nu persoana este neapărat, sau persoană sau alta este problema, ci felul în care este mandatat să acționeze. Până la urmă, asta e. Nu mai discutăm, că și acolo regăsim tot felul de personaje care n-au nicio legătură, nu cu, nu știu, cu energia, dar cu economia în general, cu viața, dacă vreți.
sunt niște jurnaliști care urmăresc acest fenomen în presa centrală, să zic așa, și dacă citești serialele respective, îți pui minile în cap ce fel de personaje, cu ce educație, cu ce pregătire, cu ce experiență ajung în niște locuri cheie. Sigur că ei acolo sunt în cea mai mare parte a timpului un fel de marionete. Ridică mâna, cum ni se spune. Nu, au o sarcină precisă. Au o sarcină precisă. Da, dar la un moment dat ajung să-și facă și jocurile proprii, încep să-și creeze acele rețele de care vorbeați dumneavoastră și din niște incompetenții, niște oameni fără niciun fel de substanță, ajung deodată niște mari competențe în domeniu, ne dau lecții pe la tot felul de conferințe, vorbesc numai în guluțisme, deci se ridică părul în cap și ajungi la un moment dat să spui, domnule, mai bine tac din gură, că oricum nu înțelege nimeni ce spun și oricum se pare că ăsta e mersul lucrurilor și atunci trebuie să găsim soluții, nu? Soluția aceea care spuneam, a câinelui care se strecoare prin portița în gard, să nu încercăm să sărim gardul, fiindcă nu vom reuși. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Vă mulțumesc și eu pentru invitație. A fost o reală plăcere. Oameni buni, asta a fost emisiunea de azi. Mâine fiți pe fază, pentru că avem musafiri. Vine un ministru în emisiune. Și vom putea discuta și cu domnia sa o parte din aceste aspecte pe care le-am ridicat astăzi. Nu vine domnul Bode, ca să nu mai vă întrebe altcineva. Domnul Bode nu vine pentru că nu se poate circula foarte bine și serviciul circulației nu-i poate asigura o cale de rulare decentă până la sediul nostru. Ne oprim aici, vă dorim cele bune, să fiți iubiți, aveți grijă de voi, pentru că nimeni nu are.